dimineața aceasta, de faptul că suntem în casa Domnului, chiar în vremuri ca și acestea, Dumnezeu ne îngăduie să ne închinăm și să ne bucurăm de părtășie. Vă salut în numele Bisericii din Jibou, în numele Comunității Creștine Baptiste de Cluj, Domnul să vă binecuvinteze. În ziua de astăzi am onoarea aceasta de a sluji în locul fratelui pastor, a fratelui Daniel. Ne rugăm ca Domnul să îi dăruiască o recuperare totală și rapidă. El, Dumnezeu, să fie acela care să vă dăruiască binecuvântarea Lui în lucrarea Lui. Amin. Vă invit acum să ne ridicăm, să citim din Cuvântul Lui Dumnezeu. Din 1 Corinteni, capitolul 11, începând cu versetul 23. 1 Corinteni, capitolul 11, începând cu versetul 23, Cuvântul Lui Dumnezeu spune în felul următor. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și după ce a mulțumit Lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși. Și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea și mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Amin. Amin. Doamne, pentru că stăm din nou înaintea cuvântului Tău, am vrea să ne ajut pe fiecare dintre noi să facem liniște în trupul nostru, în mintea noastră, în ființa noastră și am vrea să lăsăm cuvântul Tău și Duhul Tău cel Sfânt să se atingă de fiecare dintre noi. Este un moment și un timp special în care ne apropiem de masa Ta. De aceea te rugăm să ne faci parte fiecăruia dintre noi în mod personal de o cercetare deosebită. Am vrea să ne întărești pe cale. Am vrea să ne ajut să fim fiecare dintre noi biruitori și prin tot ceea ce facem. Am vrea să te onorăm și să te binecuvântăm. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Nici nu cred că se putea să reîncepeți în locul acesta întâlnirile în casa Domnului într-un mod mai frumos decât cu participarea la masa Domnului. Așa am făcut și noi când am început, am promis fraților că la prima părtășie pe care biserica o va avea împreună. Așa cum ne învață Cuvântul Lui Dumnezeu și cum mereu amintește Cartea Faptele Apostolilor. Credincioșii s-au adunat împreună, erau împreună atunci când se frângea pâinea. Dragii mei, este o ocazie deosebită să ne cercetăm fiecare dintre noi, să privim în mod deosebit la Domnul Iisus Hristos. Pentru că în centrul tuturor preocupărilor noastre, în centrul întregii noastre activități, a vieții noastre de credință, ar trebui să rămână o singură învățătură, ar trebui să rămână o singură persoană și ar trebui să rămână un singur model. Și anume Domnul Iisus Hristos. Ei, la masa Domnului, la cina Domnului, privirea noastră este îndreptată în mod deosebit asupra Mântuitorului nostru. Și vreau frumos să observați că suntem chemați să ne aducem aminte de tot ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut. De moartea, de învierea, de înălțarea și de glorificarea Lui. De faptul că El este Mântuitor, dar El este și Domn. El este Cel care a plătit pentru mântuirea noastră, dar El este acela care astăzi ne cheamă pe fiecare dintre noi spunând, călcați pe urmele mele. Domnul Iisus Hristos ne invită la El, ne invită pe calea Lui, ne invită să copiem modelul Lui. De aceea mi-am intitulat mesajul din dimineața aceasta, celebrarea Domnului Iisus. De fapt, noi în vremuri ca și acestea, ne-am uitat mereu la Domnul Iisus.
Am tânjit fiecare dintre noi, așa cum spunea cineva aici, am tânjit după părtășia frățească. O, am încercat tot felul de surogate, am încercat să ținem legătura folosind tehnica modernă, să ținem legătura unii cu alții, să ținem turma Domnului Iisus adunată, strânsă împreună. Dar nimeni și nimic nu poate înlocui părtășia frățească. Mai ales atunci când îl așezăm pe Iisus Hristos Domnul în centrul părtășiei noastre, atunci când îl celebrăm, atunci când ne închinăm înaintea Lui cu acea bucurie negrăită, cu acea bucurie pe care nimeni și nimic nu poate explica în viața unui om mântuit. O, am fost toți și trecem toți prin aceleași încercări ca cei din lume, dar în moduri diferite. Și anume, noi avem nădejde. Avem nădejde pentru că avem un Mântuitor care este viu, slăvit să fie numele Lui. Ei bine, atunci când Cuvântul lui Dumnezeu îl așează pe Domnul Iisus Hristos în centru și ne cheamă să-L celebrăm, ne cheamă să ne bucurăm de părtășia Lui, de prezența Lui, de puterea Lui, Cuvântul lui Dumnezeu așează pentru noi trei scopuri importante. Trei ținte la care mereu, mereu ar trebui să ne aducem aminte. Oare atunci când celebrăm prezența Domnului, am îndeplinit ținta? Am ajuns să împlinim scopul pe care Cuvântul lui Dumnezeu l-a așezat pentru noi? Prima țintă este amintirea crucii. Este amintirea suferinței Domnului Iisus. Ce s-a plătit? Cât s-a plătit? Cine a plătit? Pentru ca noi să ne putem bucura astăzi de o mântuire atât de mare. Uitați-vă, vă rog frumos, în textul Scripturii, spune Cuvântul lui Dumnezeu, am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume, Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut. Încă de la început, când se vorbește despre cina Domnului, Cuvântul lui Dumnezeu ne aduce aminte că Mântuitorul, în cele mai dificile momente ale vieții, în noaptea în care a fost vândut, nu s-a gândit la El. Nu s-a gândit la sine. Nu s-a gândit la binele Lui. Nu s-a gândit la confortul Lui. Nu s-a gândit la modul în care ar putea trece mai ușor prin suferințele care aveau să vină. Ci El s-a gândit la ucenici. El s-a gândit la fiecare dintre noi. Textul continuă. Și spune, noaptea în care a fost vândut, Mântuitorul a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Spune Cuvântul lui Dumnezeu, când stai la masa Domnului și celebrezi prezența Domnului Iisus Hristos prin această părtășie specială, mai întâi ar trebui să-ți pui ca obiectiv al vieții de credință amintirea crucii Domnului Iisus, amintirea jertfei Lui. Cine a plătit? Dragii mei, atunci când stăm și ne aducem aminte de Domnul Iisus, ne aducem aminte de suferințele Lui, ne aducem aminte de batjocurile Lui, care a trebuit să le lea asupra Lui, care au fost aduse din partea dușmanilor, și însemnătatea tuturor acestor lucruri. Cuvântul lui Dumnezeu ne amintește și subliniază pentru noi care a fost însemnătatea jertfei Domnului Iisus, a suferințelor Domnului Iisus Hristos. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 19 și versetul 20. Spune în felul următor. Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi dar suntem trimiși în puterniciția lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. De ce? Pentru că pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El, adică Dumnezeu, l-a făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Observați ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când Domnul Iisus Hristos murea pe cruce, atunci când suferința era în culme, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Domnul Iisus Hristos a suferit și a suferit nu din pricina păcatelor Lui, ci El a suferit din pricina păcatelor noastre. A luat asupra Lui pedeapsa păcatelor care trebuia să vină asupra noastră. Și aduceți aminte acel strigăt al Domnului Iisus,
Eli, Eli, lama sabachthani? Adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? În momentul acela, El era în locul nostru, înlocuindu-ne în pedeapsa care trebuia să vină asupra noastră. Dumnezeu a așezat păcatele noastre asupra Lui, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca noi, cei care credem în Domnul Iisus, care L-am primit în viața noastră, care am încheiat un legământ cu El și care îl slujim, să ajungem să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Ce mare lucru s-a realizat în viața noastră prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Să ajungem noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în Iisus Hristos Domnul, înaintea lui Dumnezeu. Probabil că nu există nicăieri în Scripturi un text care să descrie mai bine scopul crucii Domnului Iisus, a jertfei Lui, decât așa cum o descrie profetul Isaia în capitolul 53. Spune cuvântul lui Dumnezeu că El era disprețuit și părăsit de oameni. Om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la El. Și noi nu L-am băgat în seamă. Totuși El suferințele noastre le-a purtat. Și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că e pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre. Zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră, a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce-o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată. Dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Observați, mereu, mereu, cuvântul lui Dumnezeu se întoarce. Hristos a făcut asta. Noi eram așa. Domnul Iisus Hristos a pătimit, dar noi nu L-am băgat în seamă. Da, El a pătimit pentru noi, dar am crezut că așa L-a pedepsit Dumnezeu. Dar El a plătit în locul nostru. Binecuvântat să fie numele Lui. Dragii mei, în vremuri ca și acestea, trebuie să ne aducem aminte de jertfa Domnului Iisus, de crucea Lui, de suferințele Lui. Ar trebui să ne aducem aminte că trupul Lui s-a frânt pentru noi. Pentru ca noi să avem mântuire. Pentru ca noi să avem iertarea păcatelor. Și vedeți, în vremurile acestea, oamenii care încă nu s-au apropiat de Domnul Iisus își pun așa de multe întrebări. Au atâtea frământări, atâtea preocupări. Dragii mei, trebuie să vă amintim și dumneavoastră. Celor care vă frământați și vă preocupați în neliniștea vremurilor prin care trecem. Că doar Iisus Hristos poate potoli furtuna. E adevărat că uneori trebuie să trecem prin furtuni. E adevărat că uneori unii dintre noi își încheie viața prin furtuni. Dar ce frumos când ai pacea Domnului Iisus Hristos în inima și în viața ta. Asta nu înseamnă că vei nesocoti măsurile, vei nesocoti lucrurile care ne pot proteja. Nu, nu, nu. Noi le respectăm și îndemnăm pe frați să le respecte. Dar, dragii mei, nimeni și nimic în afară de Domnul Iisus nu ne poate aduce liniște și pace în inima noastră. Și ce mult este nu numai să ai liniște și pace gândindu-ne la faptul că trecem printr-o pandemie, ci ce mult înseamnă să știi că ai liniște și pace atunci când te gândești la veșnicie. Atunci când te gândești că într-o zi va trebui să stai înaintea lui Dumnezeu. Iisus Hristos Domnul
a murit și în locul tău, a pătimit și pentru tine. Și faptul că noi, ca biserică, suntem părtași în dimineața aceasta la cina Domnului, este o nouă invitație a Domnului Iisus pentru tine, iubitul meu ascultător. Să te întorci tu, să-L primești pe Iisus Hristos, să închei un legământ cu El, pentru ca să înțelegi profunzimea suferințelor Mântuitorului pentru fiecare dintre noi. Și dar un prim obiectiv atunci când îl celebrăm pe Iisus Hristos Domnul, este să ne aducem aminte de crucea Domnului Iisus, de suferințele Lui. Al doilea obiectiv este afirmarea consacrării noastre. Uitați-vă, vă rog frumos, în textul Scripturii, versetul 25 spune: tot astfel după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Și textul continuă: pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Observați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, că unul din obiective atunci când stăm la masa Domnului este să ne afirmăm consacrarea noastră, să ne aducem aminte cine suntem. Să ne aducem aminte că suntem într-un legământ cu Domnul Iisus Hristos. Noi suntem într-un legământ. Știți care este diferența dintre un contract și un legământ? Noi facem, da? Te duci și faci diferite contracte. Contractul are anumite clauze. În momentul în care una din clauze este încălcată, poți să rupi contractul respectiv. Legământul n-are clauze. Legământul se încheie și are valabilitate atâta timp cât ești în viață. Deși generația în care trăim vrea să ne dovedească că se poate, de exemplu, legământul căsătoriei. Vor spune oamenii din lume, se poate rupe prin divorț. Când vă uitați însă la căsătorie din perspectiva lui Dumnezeu, căsătoria se încheie pe baza unui legământ. Și legământul căsătoriei nu se poate rupe. Nu se poate rupe. Oamenii au încercat să reinterpreteze, să ne spună, uite că se poate. Dar când te uiți în Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu spune nu. Un contract îl poți rupe. Ți-ai cumpărat o mașină, ai încheiat un contract, îți dai seama că mașina nu corespunde, te duci, o duci înapoi omului, poate cu un pic de tensiune, dar ai rupt contractul. Legământul nu. Ei bine, Domnul Iisus Hristos, când ne aduce aminte să ne reafirmăm, să ne afirmăm, să ne aducem aminte cine suntem, să ne aducem aminte de consacrarea noastră, Domnul Iisus Hristos spune, aduceți-vă aminte că sunteți într-un legământ. Sângele noului legământ. Și fiecare dintre noi, cei care suntem mântuiți, am intrat într-un legământ cu Domnul Iisus. Legământ pe care nu-l putem rupe, ci legământ pe care trebuie să-l respectăm, pentru că ne aducem aminte cine suntem în urma acestui legământ. Efeseni, capitolul 2, versetul 19. Spune în felul următor, cine suntem noi în urma noului legământ? Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei Domnului, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelii apostolilor și a prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Observați, noi nu mai suntem nici străini, spune cuvântul lui Dumnezeu, nici oaspeți, ci noi suntem împreună cetățeni, oameni din casa lui Dumnezeu. Dragii mei, onoarea numelui lui Dumnezeu depinde de mine și de tine. Nu putem să spunem ei și noi, el și noi. Nu, nu, nu. Ci noi suntem una în Domnul Iisus Hristos din pricina legământului. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus Hristos ne spune că în momentul în care noi încheiem legământ cu El, în momentul în care ascultăm de El, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt vine să locuiască în
Noi și trupul nostru ăsta pământesc, trupul nostru ăsta plin de slăbiciuni, de dureri, de necaz și așa mai departe, trupul acesta devine templul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea la cina Domnului trebuie să afirmăm mereu, mereu consacrarea noastră. Mereu, mereu trebuie să ne aducem aminte de momentul acela în care am intrat în nou legământ. Mereu, mereu ar trebui să ne întoarcem la dragostea din tâi. La faptele din tâi. Mereu ar trebui să ne aducem aminte de acel etos care ne-a însoțit în momentul în care am spus da pentru Domnul Iisus Hristos și să ne reafirmăm consacrarea. Să ne aducem aminte că nu suntem oricine. Suntem copiii lui Dumnezeu. Ascultați-vă rog frumos cum ne descrie Apostolul Petru, inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. 1 Petru, capitolul 2, zice cuvântul Domnului, începând cu versetul 10. Pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Observați? Pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum nu sunteți orice popor, ci suntem poporul lui Dumnezeu. Ei, dragii mei, atunci când ne aducem aminte de legământul nostru, acel angajament, acea înțelegere, acea învoială de a conviețui împreună cu Domnul Iisus Hristos, ne aducem aminte de consecințele ei și anume de iertarea păcatelor. De faptul că suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu de ceea ce am devenit în Domnul Iisus Hristos. Și anume ființe noi, ființe născute din nou. Așa de frumos subliniază cuvântul lui Dumnezeu despre iertarea păcatelor. În Evrei, capitolul 9, începând cu versetul 11. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâine aceasta, adică nu este din zidirea aceasta. A intrat odată pentru totdeauna locul preasfânt, nu cu sânge de țapi, de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor, și cenușa unei vaci stropite peste cei întinați îi sfințește, le duce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Iisus Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dat pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Observați, spune cuvântul lui Dumnezeu, ne aducem aminte că suntem curățiți, ne aducem aminte că suntem iertați și ne aducem aminte de al doilea lucru, că nu suntem curățiți și iertați numai ca să fim curați și iertați, ci spune cuvântul lui Dumnezeu, suntem curățiți și iertați ca să slujim Dumnezeului celui viu. Spuneți-mi, vă rog frumos, 3 luni de zile în care probabil v-ați întâlnit pe WhatsApp, ați discutat pe WhatsApp, v-ați întâlnit pe Zoom, pe Facebook, ați ascultat predicile pe internet. Pe cine slujiți? Cum l-ați slujit? Foarte interesant. De modul în care noi îl slujim pe Dumnezeu, oamenii care sunt în jurul nostru pot să perceapă gloria lui Dumnezeu, mântuirea lui Dumnezeu. Înainte să vină pandemia, am început catehizarea cu grupul de prieteni care au început să vină la noi la adunare. Nici bine început, introducerea, vreo 2-3 întâlniri, au început să vină 7 persoane la cateheză până când a venit pandemia. N-am mai putut să ne adunăm. Au fost vreo 2-3 săptămâni, cam așa de... N-am știut cum să luăm, cum să facem biserica online, cum să folosim toată tehnica și toate metodele acestea. Dar după 3 săptămâni, circa, am început să le dibuim, am început să lucrăm și am zis, bun, și pentru cei care sunt prietenii Cuvântului Lui Dumnezeu, am vrea să dăm aceeași șansă să-L cunoască pe Domnul Iisus și să continuăm. Să continuăm pregătirea. Și am început să o facem într-un grup închis pe internet. Și știți care a fost surpriza mea? Să văd că dacă am încheiat, înainte de a veni pandemia, cu 7 persoane, numărul lor a crescut la 11. M-am bucurat să văd oameni
din oraș care nu-L cunosc pe Domnul Iisus, că-și doresc să-L cunoscă, că-și doresc să se apropie de Domnul. Frați și surori, Dumnezeu ne-a curățit și ne-a sfințit ca să-L slujim pe Iisus Hristos Domnul. Și atunci când stăm la masa Domnului și afirmăm consacrarea noastră, afirmăm că noi aparținem trupului lui Hristos, afirmăm că noi aparținem bisericii lui Hristos, poporului lui Dumnezeu, Dumnezeu spune, adu-ți aminte că trebuie să mă slujești. Doamne, ajută-ne să te slujim așa cum aștept din partea noastră. Și apoi, al treilea obiectiv este animarea cercetării. Să fim animați, să fim pătrunși, să fim însoțiți de o cercetare deosebită la masa Domnului. Versetul 28. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Vă rog frumos, subliniați, fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Atunci când stăm și ne relaționăm unii la alții, știți că tendința celor mai multora dintre noi este să fim îngăduitori cu noi. Și foarte aspri cu cei de lângă noi. Să fim indulgenți cu noi și cu un standard, cu o ștachetă foarte ridicată pentru alții. Ei bine, spune cuvântul lui Dumnezeu, atunci când stai la masa Domnului, puneți obiectivul acesta să fii indulgent cu cel de lângă tine. Dar extrem, extrem de exigent cu tine însuți. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Nu v-ați surprins niciodată vorbind unul cu altul și spunându-i celui cu care vorbești, vai, ce rău îmi pare că nu vă la biserică sora cu tare. Așa bine îi se potriva predica din dimineața asta. Vai, ce rău îmi pare că nu a fost fratele cu tare. Ce predica din de astăzi îi se potrivea foarte bine lui. Întotdeauna ne gândim la alții. Poate mai puțin la noi. Ce bine ar fi să plecăm să spunem mulțumim lui Dumnezeu, ce bine mi s-a potrivit mie predica din dimineața asta, nu? Ei, vedeți, spune cuvântul lui Dumnezeu, când stai la masa Domnului, îți ești animat de Duhul cercetării. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Trebuie să ne comparăm nu cu standardul celuilalt de lângă noi, ci trebuie să ne comparăm cu ștacheta, cu standardul, cu nivelul, cu cerințele lui Dumnezeu pentru viața noastră spirituală. Cercetare înseamnă analizare, examinare, verificare amănunțită. Un inventar cu scopul de a ști și de a-ți investiga toate compartimentele vieții. Suntem după sărbătoarea coborării Duhului Sfânt. Știți că cuvântul lui Dumnezeu prezintă ca o poruncă să fim plini de Duhul Sfânt? Fiți plini de Duh. Nu încape loc de dacă vrei. Nu, e o poruncă. Trebuie să continui să trăiești în plinătatea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și în lepădare de firea pământească. Poate că atunci când stăm la cina Domnului și ne cercetăm, ar trebui să ne gândim, oare cât de mult a pătruns în noi Duhul Lumii și a stins Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Sau cât de mult ne-am lăsat aprinși pentru Dumnezeu, de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Scopul cercetării personale este să aflăm informații, să conștientizăm care sunt lucrurile care de care trebuie să ne debarasăm și care sunt lucrurile care împiedică relația dintre noi și Domnul Iisus. Poate au existat anumite acțiuni bune pe care le-am pierdut în viața noastră. Sau un stil bun de viață pe care l-am abandonat. Deci, vedeți, când ne gândim să ne cercetăm, nu trebuie să ne gândim numai la ceea ce am făcut rău, ci trebuie să ne gândim și la lucrurile pe care ar fi trebuit să le facem și nu le-am făcut. Vedeți, atunci când vine primăvara, cam toți facem curățenie generală. Dar spuneți-mi, vă rog frumos, de ce facem curățenie generală? Să împrospătăm. Nu că stă praful de un deget pe mobilă. Nu că atunci când intri în cameră nu mai știi ce-i pe acolo.
Există anumite momente în an în care facem curățenie ca să împrospătăm aerul, să împrospătăm, să revigorăm curățenia care trebuie acolo. Vedeți, trăim într-o vreme în care, de exemplu, până acum nu ne-am gândit niciunul dintre noi la igienizarea sălii de închinare. Ne-am gândit la curățenie. Și clar, nu? De fiecare dată se face curat. Acum trebuie să igienizăm. Trebuie să împrospătăm aerul. Vedeți? Tot așa trebuie să fie și în viața noastră spirituală. De cele mai multe ori atunci când ne cercetăm, stăm și ne gândim la lucrurile grave care se pot întâmpla în viața unui om. Ce ar însemna însă să ne restabilim relația dintre noi și Domnul Iisus? Să reîmprospătăm în cercetarea noastră dacă nu găsești lucruri de care ar trebui să te pocăiești. Cercetarea noastră ar trebui să reîmprospăteze relația dintre noi și Domnul Iisus Hristos. Ar trebui să ne reamintim și să o reîmprospătăm. Să lăsăm din nou un Duh nou al lui Dumnezeu. Același Duh Sfânt, că nu există altul. Dar o înflăcărare nouă în inima și în viața noastră să ne reaprindă Dumnezeu pentru El și pentru cauza împărăției Lui. Atunci când stai la masa Domnului, te uiți la tine însuți și poate că sunt lucruri pe care ar trebui să le abandonezi. Dar cu siguranță vei găsi lucruri care trebuie să ți le însușești. Cu siguranță vei găsi domenii în care ai nevoie de o insuflare proaspătă a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Vei găsi compartimente ale vieții tale în care ai nevoie de o înflăcărare a Duhului lui Dumnezeu. Știți că Apostolul Pavel îi spune la un moment dat tânărului Timotei: înflăcărează darul care este în tine. Știți care este imaginea care este acolo când zice înflăcărează darul care este în tine? Este imaginea unui vas cu apă care fierbe pe cuptor. Și zice, imaginea este nu lăsa să fiarbă încet. Și pornește focul cât mai tare ca să clocotească apa în foc, apa în oală. Ei, tot așa ar trebui și viața noastră, frați și surori, să fie în clocot pentru Domnul Iisus Hristos. Și cina Domnului este un asemenea moment în care să spui, m-am săturat cu o viață de credință dusă de azi pe mâine. Îmi doresc viața din belșug. Îmi doresc viața de excelență. Vedeți, noi ne-am învățat încă de la școală că poți fi și mediocru. Ne-am învățat încă de la școală. Nu? Dacă te-ai dus acasă și i-ai spus părintelui tău că ai luat 6, ce zice? Mă, erai capabil de mai mult. Dar nu ți-mi-a arătat, vorbesc de generația mea, nu de generația copiilor de acum, nu prea ți-a arătat cureaua la nota 6. La nota 4 o mai vedeai. Nota 4, da? Nota 4 e jos. Nota 6 e mediocru. Ce, e bun. Merge și la mijlocul clasei, 6, 7, 10 ești excelent. Acum 10 e mai rar pentru unii. Și această mentalitate noi o preluăm și în viața de credință. Zice, mă, să nu fim noi talpa iadului. Nu? Să nu, acum, să nu se închide după noi ușa, chiar acolo, primii. Mă, fratele păstor, frații prezbiteri, aia din comitet, de aia sus. Dar noi dacă suntem așa pe la mijloc, nici rece, începem să ajungem la texte din Biblie. Nu nici rece, nici în clopă, nu? Așa, căldicei. Ei, vedeți, asta este una din marile problemele creștinismului în vremea de azi. Că ne-am obișnuit să fim căldicei. Ei bine, spune cuvântul lui Dumnezeu, cina Domnului. Este un asemenea moment în care să vrei să spui, Doamne, nu vreau să mă mulțumesc mediocru. Ci vreau să împarte de viață din belșug. Din pricina faptului că sunt animat, sunt însoțit de acest Duh al cercetării, ofer libertatea Duhului Sfânt să intre în cele mai intime compartimente ale vieții. Îmi reafirm consacrarea. Faptul că sunt în legământ cu Domnul Iisus. Și mi-aduc aminte de crucea Domnului, de suferințele Lui, de prețul plătit pentru